The following program is in Romanian. 3ZZZ Multicultural Radio. Ce facem cu acești pungași? Maria Diana Popescu. Un editorial apărut în revista Artemis. Banii au luat circuite periculoase după criza mondială din 2008. Sume uriașe au ieșit din România și au fost ascunse în paradisuri fiscale. Acum, iată, lumea este zguduită de o mega escrocherie transfrontalieră. Liderii politici ai lumii, oameni de afaceri, sportivi și actori celebri, oameni bogați, gulere albe, bancheri și bănci, alți scroci cu funcții înalte în state ale lumii și în țara noastră, au folosit mașinăriile paradisurilor fiscale pentru a-și ascunde banii murdari și a-i proteja de taxe. Peste 100 de nume grele din România apar în dosarele Panama Papers. Numărul companiilor românești controlate de offshore-uri s-a dublat în ultimii 10 ani și a ajuns la 9.000, scrie Rise Project. Multe dintre aceste firme au obținut contracte importante cu statul. La câtă austeritate, sărăcie și foame au îndurat românii în timp ce acești infractori de rang înalt scoteau din țară banii poporului. Ar trebui ca tot românul să meargă la vot și să pună ștampila în chenarul alb, stârpind astfel infracțiunile la vârf. Să iasă în stradă și să-i trimită acolo unde le este locul pe toți cei care au făcut politică de vârf după 1990. Așa cum a luat sfârșit epoca socialistă cu politicienii ei, deși corupția în rândul lor era absentă. Tot așa trebuie să dispară capitalismul democrat cu toți acești șarlatani și trădători care i-au vândut pe români și i-au aruncat în iadul sărăciei. Numai așa vom putea scăpa de nerușinații exploatatori ai poporului, corupți până în mădva oaselor. Prima victimă a Panama Papers este premierul Islandei, căruia islandezii ieșiți în stradă i-au cerut demisia, lucru care s-a și întâmplat sub presiunea străzii, după ce, ca primă reacție, fostul premier Sigmundur David refuzase cu vehemență solicitarea imperativă a oamenilor ieșiți masiv în stradă. Imediat după această demisie, guvernul islandez a nominalizat un premier interimar și a cerut alegeri anticipate. Ei, așadar, atitudine și reacție fermă a străzii. Așadar, operativitate în procesul de salubrizare a societății. Așadar, manifestare autentică a democrației. 3ZZZ Multicultural Radio. Astăzi, în Europa, este interzis să spui adevărul. Viktor Orban, Ungaria. Omerta mass media din România. Un discurs incomod pentru deciziile arbitrare și dăunătoare ale conglomeratului european circulă pe internet. Un discurs la fel de incomod și pentru prea plecații servitori oficiali instalați la pupitrele de comandă ale României, vreme de 26 de ani. Un discurs prea puțin văzut și auzit, prea puțin comentat, aproape neluat în seamă de turma de oi condusă spre prăpastie de niște ciobani tâmpiți. Cu atât mai regretabil cu cât referirea premierului ungur la țara noastră este în egală măsură și umilitoare și reală. În discursul rostit la 15 martie, de ziua maghiarilor de pretutindeni, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a adresat națiunii sale, referindu-se la criza migranților, prilej cu care a denunțat puterile obscure, ce controlează valurile milioanelor de năvălitori, dorind să transforme Europa în ruină.
Victor Orban a declarat că a devenit timpul să se tragă alarma și europenii să se adune aliați pentru a preveni distrugerea Europei, că liderii Uniunii Europene și cetățenii Europei nu mai pot trăi în două lumi separate. După cum relatează MTI, citată de Mediafax, într-un discurs rostit în fața Parlamentului Ungariei, Victor Orban a afirmat: refuz să transform Ungaria în România. Voi respinge orice proceduri extraordinare menite să acorde unor comisii parlamentare puterea autorităților responsabile de aplicarea legii. Vă întrebați ce caută discursul unui neprieten al românilor în revista Artemis. Răspunsul este simplu. De-a lungul istoriei, ungurii au făcut mult rău românilor, dar asta nu trebuie să ne orbească rațiunea. Și când au dreptate, trebuie să le cunoaștem, să-i respectăm și să-i susținem. Instinctul de conservare i-a trezit la realitate pe polonezi, slovaci, austrieci și alte nații europene. Interesele pe termen lung ale popoarelor se ridică deasupra celor de conjunctură. Românii dorm inconștienți sub amenințarea imensului drop de sare care stă să le cadă în cap și, când țara arde în foc, oficialii noștri se piaptână. În timp ce premierul ungar se preocupă de soarta poporului și a țării sale, premierul României ne intoxică, vorbind anapoda, despre cartelele telefonice românești implicate în organizarea atentatelor teroriste din Europa. Iar Iohannis se prezintă cu nevasta la un summit internațional unde prima doamnă n-avea ce căuta. Ar trebui ca președintele, guvernul și Parlamentul României să ia notițe din discursul premierului Ungariei și să învețe nu doar lecția demnității naționale, ci soluția salvării de la peire a neamului românesc. Reamintesc cuvintele fostului președinte al Poloniei, Lech Kaczynski, pentru care a plătit cu viața: nu tot ce este bun pentru Uniunea Europeană este bun și pentru Polonia. Pentru a reveni la normalitate, România nu are nevoie de oameni obedienți Occidentului, precum Iohannis, Cioloș și gașca lui de tehnocrați, ci de oameni cu coloană verticală, dreaptă, asemenea lui Putin, Victor Orban, Beata Zidlo, Andrei Duda, a nu se confunda cu găgăuzul Duda de la Casa Regală, români care să apere interesele țării, nu pe cele ale corporațiilor transnaționale. Semnează Ion Măldărescu, Artemis. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul emisiunii. Bentodică vă urează un Paște fericit și până la o emisiune viitoare, să auzim numai de bine. La revedere! The following program is in Romanian. 3ZZZ, Multicultural Radio.